Biserica Baptistă Betel din Timișoara a organizat la sfârșitul lunii octombrie o conferință adresată special femeilor. La acest eveniment au participat aproximativ 1000 de femei care au avut parte de un timp de învățătură și încurajare. Invitata specială la această conferință a fost Natalie Nichols din Statele Unite, care le-a vorbit femeilor despre perioada dificilă prin care ea a trecut. I had undiagnosed Lyme disease, which comes from a tick bite, and it went undiagnosed for at least 8 years, and I had a very slow progressing disease, but to save time and allow for translation tonight, I just went to one spot. But I was in a wheelchair for 10 years, bedbound, confined to bed for 7 of those years, and then in really severe mental dementia for 3 of those years. Mesajul lui Natalie a fost o binecuvântare pentru femeile prezente la conferință. So an example of this would be there were times that lying on the floor. Ca să vă dau un exemplu să mă înțelegeți mai bine, erau unele situații în care eram pe jos, screaming and crying, plângând și țipând, begging to die, rugându-mă ca să mor, because I couldn't bear it, pentru că nu mai puteam suporta durerea. I didn't think I could do another 60 seconds. Așa mi se părea că nu mai pot nici măcar încă 60 de secunde să urau. Let alone live the whole evening and wake up. Ce să mai vorbim, să treacă toată seara și până a doua zi dimineață. To do it again another day. În care mă trezeam ca să trăiesc în durere încă o zi. And let me briefly tell you. Și dați-mi voie să vă spun pe scurt. That during that time in my life, I lost my memories. Că în acea perioadă în viața mea, mi-am pierdut memoria. Much of my knowledge and learning, education. Am pierdut o mare parte a ceea ce acumulase în timpul educației mele. And I appeared to other people like a vegetable. Și păream celor din jur o legumă. But I never forgot the scripture I had memorized. Dar un lucru nu m-am uitat nici măcar atunci, ca scriptura pe care am memorat. Într-adevăr, cel mai mult m-a impresionat puterea pe care a arătat-o, într-adevăr, din partea lui Dumnezeu, ceea ce a împlinit-o cu adevărat, prezența Domnului Iisus Hristos. Cred că este cel mai important lucru. Pot să spun că am fost încurajată foarte mult și parcă nu mai am cuvinte. Deci așa mă simt. Momentul de față. Am fost binecuvântată eu din tot ce am auzit și îmi va folosi mult de acum înainte. Cel mai tare m-a impresionat că a rămas credincioasă lângă Domnul și Dumnezeu i-a dat putere și tărie. Ce m-a impresionat? Totul, dragostea și încrederea în Domnul. So I encourage them to get in the Word of God and let it be life for them. And be a vessel through which Jesus infuses them with his life and his power, his peace, his perspective. Ea și-a exprimat dorința de a reveni în România pentru a participa și la alte evenimente dedicate femeilor. So you had a great impact with your testimony at Bethel Church, but maybe there are people who are watching right now who suffer a disease, who are dealing with a tragedy in their life, feel that I have problems. What would you say to those people right now? I would say